este a doua soție, așa? Totul depinde de capul mesei. Eu vreau să vă felicit în suflet. Astăzi aveți o zi frumoasă. Am adus aici niște flori pentru Doamne, dacă nu vă supărați. Pentru dumneavoastră am ceva simbolic, dar doamna Elena, doamna Elena, doamna Eugenia, veniți încoace. Că eu ambele cu ies, începeți că sunt mama, dar ce frumoasă rochii. Să-mi spuneți secret de unde ați luat-o cu mândru și eu să-mi iau. Aceste flori frumoase sunt pentru dumneavoastră și pentru dumneavoastră, doamna Eugenia. Și avem acolo niște sticluțe. Cadouri mari nu v-am adus, așa, iată-s aici. Cadouri mari nu v-am adus, dar cadouul urmează așa într-o formă de poezie. Și pentru mine ta, domnul Ilie, și sănătos, pentru că ai fost și metale, vei fi crețășunul, mă mageat și și Sfântul Ilie, așa-i? Corect? Aplauze! Așa. Dar astăzi... M-am uitat, eu tot știu, dar astăzi dumneavoastră v-ați adunat cu ocazia. Nu sunteți chiar azi omageat, dar anul trecut ați făcut jubileul de 60 de ani, corect? Și în august, așa? Dar eu am venit azi, mi-a tare venit azi cu oaspeții. Și ați adunat această lume să sărbătoriți această frumoasă dată. Așa s-au privit că să-i adunați azi pe toți. Că e mai bine mai târziu decât deloc. Așa, domnul Ion. Și vreau să vă transmit câteva cuvinte. Am scris o poezie pentru dumneavoastră personală, care vă aparține, dar vreau să vă întreb dacă vă percepeți cine. Cam da. Cam da. Am rămas pe fite viață, fiica voastră. Și recunoscătoare sunt pentru dragostea și grija voastră pentru copiii ce i-am născut. Mă ajutați la creșterea lor, aveți un comportament deosebit. Tot timpul ne bucurați cu ceva bunișor, cât un coleg de la Moldova pregătit. Dar astăzi, ursulica noastră, noi așa te dezmierdăm. Sărbătorești ziua de naștere, vrem din suflet să te felicităm. Nepoțelul te stimează mult și te prețuiește foarte tare. Tot timpul de bine l-ai sfătuit să fac sport, să aibă răbdare, să învețe bine, să fie ascultător. Pentru el bunelul e ca un tată. Niciodată nu mi s-a dat pe limbă să spun socru meu, ești tată pentru întreaga viață. Cel mai de încredere prieten și ajutor, te felicităm dragul nostru din suflet și te îmbrățișim cu dor și îți transmitem mulțumiri multe. Sănătate multe să ai și bucurii de la familie. Ursulica noastră, la mulți ani, mulțumim pentru iubire! Iată așa! Dar eu îmi întreb, trebuie să-i spun așa, ursulico, îți spuneți că el a spus șef deodată și că noi așa la lentemă, că îl dezmergăm. Dar frumos! Dar chiar ești așa sfidic, mole și bun ca un ursuleț. Așa, așa să rămâi toată viața, eu vă fericit din suflet și să știți că am transmis cuvânt în cuvânt. Sunteți părinții Nataliei, așa, deci Nora Natalia vă fericită și mămica și doamne, dacă îmi pun sunt felicitare și mi faci, băi doar dumneavoastră de ea, așa? Și mă bucur, și copii, eu mă bucur foarte mult pentru voi că ați rămas într-o relație frumoasă, chiar dacă viața vine cu surprize, dar este frumos atunci când bunei rămân bunei și tații rămân tații toată viața. Vă ofer cuvântul dumneavoastră acum, noi înregistrăm acest moment, ea va privi. Ce vreți să-i spuneți, domnului? Scumpa mea fiică, mulțumesc frumos de felicitări. Mă bucur foarte mult, din tot sufletul. Și așa să rămâne, să rămâie pe toată viața. Nu ar să schimbe nimic. Îți mulțumesc foarte frumos. Să mă scos de emoții. Așa, frumos, aplauze! Bravo! Cum să mă iubești, cum să mai vii la așa părinți, la așa oameni cu litera mare? Doamna Elena, și dumneavoastră, ce vreți să-i transmiteți? Natalia. Mă mulțumim frumos, scumpă noastră. Îți dorim sănătate, dragoste, stimă, să poți crește așa doi puișori de copii și mai repede să fie acasă. Noi te iubim, te stimăm, mulțumim pentru așa o surpriză care ai făcut-o și nu ai spus la nimeni.
te iubim, te stimăm și te onorăm. Așa, frumos! Aplauze! Și acum, cineva, poate ambii, veniți așa alături, poate îi transmiteți un salut fiicii, chiar va primi. Cine vine? Așa, tata. Natasha, te iubim tare. Natasha. Наташа, ты любим тали, мут, тали, и любим меня будет сей. Сей крест, сей мар, сей разлож, сей стимы не горинц, жди купи. Юка, мама, еще пот со спом, ты любим, ты стимем. În toate greutățile te ajutăm, suntem alături de tine. Știu, te așteptăm cu mult și nerăbdare acasă. Mulțumim gustilor. Ne ajută, ne stimează. În scurt, ne așteptăm mult acasă. Bravo. Așa, bravo. Așa, când fără microfon, oamenii sunt mai curajos vorbează. Când microfonul parcă ceva oficial, așa, emoții. Gata. Să terminăm emoțiile, tremurii și acum eu vreau să vă distrați un pic, vreau să vă cânt. Prima dedicație muzicală pentru domnul Iurie și toată oastea asta frumoasă adunată aici. Astăzi este ziua mea și frumos așa cu hărele, ridicat sus, frumoasă susține pe domnul Iurie. Să-i trăiască la mulți ani, mulți mulți ani de zile. Iată așa frumos, iată așa frumos, zile așa. Românii au fost copii,